bun venit și doamnei doctor Nazila Sachi în această dimineață. Bine ați venit! Așadar, discutăm despre vopsea în această dimineață, acest produs chimic indispensabil pentru multe dintre femei, dar care, iată, are foarte multe consecințe negative asupra organismului. Deci vopseaua de păr. Da, vopsea de păr, într-adevăr, care mulți dintre noi folosim și încercăm să schimbăm look-ul, încercăm să arătăm mai bine, dar din păcate... Exact, să ascundem și în cazul femeilor, exact, dar și a bărbaților. Și bărbaților, da, într-adevăr, firul de păr alb trebuie să fie într-un fel acoperită. Și problema este că, din păcate, există reacții adverse și reacții secundare foarte urâte. În toate vopselele de păr există substanța, aproape 5.000 de substanțe chimice, unde sunt foarte periculoase. Din aia 5.000, 5 dintre ele este chiar foarte, foarte periculoase și sunt în cantitate mai mare în orice firmă sau în orice fel de vopsea. Ca să te poți să denumesc, ca să știe oamenii, în momentul când cumpără un vopsea de păr, să fie foarte atent, să citească prospectul, să citească ce conține. Fenildiliamină este una dintre substanțe chimice care este foarte, foarte periculos. Este și în cantitate foarte mare, aproximativ 77% sau 76% din vopsea conține această substanță. Rezurcină, la fel, este o substanță care există în vopsea, care poți la fel să dau o reacție adversă foarte urâtă. O să spun pe urmă cam care dintre ele ce poți să da. Amoniacul sau peroxid de hidrogen. Da? Deci la fel sunt substanțe care pot să daunează probleme. Foarte puternic este. Foarte puternic. Și ele sunt în cantitate foarte mare în vopsea. Dar ce mai exact? Erupții pe piele? O să spun imediat. Alergii. Deci ele pot să fie ușoare, cum este un eritem, roșiață, erupție în forma de cu inflamație, da. Poate fi forma de vezicule, da, sau bule, să fie mai mare, poate să fie cu arsuri și mâncărime. Ele sunt pot să fie acut, pot să fie chiar generalizat. Se poate fi local în pielea capului cu exfoliere împreună, poate să coboare în zona ochilor, afectează chiar periorbital, poate să fie toată față, gât, decolteu și toracele. Deci, ele sunt pe partea de exterior ce vedem noi. Deci, inflamație, edemul, eritemul, arsuri sau iritațiile care pot să fie în sub forma de vezicule. Dar, interior, același chestii pot să ne daunează intern, organele interne. Deci, se poate, de ce se întâmplă? În momentul când apare o reacție alergică, vasele sanguine se dilate. În momentul când dilate vasele, anumite substanțe sau serul din sânge se poate iasă din peretele sanguin și provoacă producerea histaminei, care are efecte adverse deasupra rinichii. Poate avem problemă cu toracele, deci cu plămânii. Putem să provocăm o începere a boalei astm bronșic sau bronșite astmatiformă. Putem să provocăm tot felul de boli de piele care sunt buloase. Putem să provocăm chiar boli mai grave, cum este cancerul, cancerul vezical, cancerul de mamar, cancerul limfatic. Exact. Și atunci trebuie să fim foarte atent când alegem o vopsea, trebuie să fim foarte atent dacă suntem o persoană predispus, adică suntem predispus la alergie, avem un teren alergic și atunci trebuie să evităm chiar vopsea, chiar vopsea chimicală. Există diferite vopsele care putem să alegem în funcție de terenul alergic care suntem. Dacă suntem alergic, ca să îndepărtăm chiar vopsele chimicale, să folosim vopsele care sunt din plante. Care se poate să fie mai puțin dăunătoare și mai puțin grav, ca să zic, ca să ajungem la... Pentru că în cazul repetând acest chestii tot tipul, putem să agravăm situație și de la un eritem foarte ușor să ajungem la bol foarte grav care să rămână ani de zile și persiste în organism. Doar pentru o schimbare de loc, exact. Și pentru a te simți, exact, mai frumos sau frumoasă. Exact. Dar bărbații mai nu își vopsesc și barba. Deci, cât de periculos este? Foarte periculos. Deci, genele și fața, adică la bărbații să zicem barba. E foarte periculos pentru că nu sunt vopsea special pentru acest chestie și chiar dacă sunt, la fel conține. Poate în cantitate mai puțin, dar la fel am zis, asta nu înseamnă la toată lumea s-ar putea să se întâmple chestia asta. Adică oricare dintre noi, dacă vopsim, pățim această problemă, dar nu. Dacă suntem predispus, dacă în genetică avem în familie anumite boli ereditare, atunci ar fi foarte, foarte bine ca să avem atenție, să avem în conștiință, ca să nu folosim chiar orice tip de vopsea.
Dar, doamna doctor, am citit de asemenea că există și beneficii ale folosirii vopselurilor de păr, cum ar fi că acestea sunt recomandate pentru înlăturarea mătreții, pentru înlăturarea celor cojițe pe care de multe ori scalpul într-adevăr, da, este anumită vopsea care, dacă o să fie acest vopsea din plante, dacă conține anumite substanțe hidratante, nici o vopsea chimical care conține amoniac, care conține peroxid de hidrogen, deci, să zicem apă oxigenată, care se deschide, decolorează părul, n-are cum să fie bun pentru pielea scalpului, decât că momentul când se folosește chiar daunează și firul de păr, pentru că în firul de păr există un fel de protein, acest substanțe distruge proteinele respectiv, de-aia părul devine mai uscat, mai despicat și, pot să zic, chiar până la pierderea, căderea părului. Și vopsirea excesivă, la un timp foarte scurt, de exemplu, doamnele care au părul blond, se vede foarte repede la rădăcină și se vopsesc, da, la o săptămână, da, este foarte de cel puțin, ne spunem noi, ca specialist, măcar minim 4 sau 5 săptămână între vopsele trebuie să aibă un deci pauză. De cel puțin o lună. Exact, exact. Noi, din păcate, avem tot timpul. Ori sunt foarte multe dintre noi care plictisesc foarte repede, vopsesc părul în culoarea maroniu, negru, care de fapt și culorile astea sunt foarte rău, pentru că substanța pentru a fixa nuanță în păr sunt mult mai mult, deci chimicalele care sunt în acest nuanță sunt mult mai mult și atunci într-o dată schimbăm părerea și spunem gata, nu mai vreau să schimb lucru și vreau să fiu blond și atunci fac mai rău, adică pentru că este o chestie forțată și cantitatea de substanță chimicală care se folosește chiar este mult mai mult și mult mai... Și ați observat că este o modă, acum ne vopsim și cățelul și porcelul, dar și copilul. Nu, deci știu, deci din păcate acest lucru este chiar foarte rău și am văzut chiar de la vârsta foarte mic a început să apară șuvițele diferite. Mămicile culori. Și eu mai răs față fetițele așa în, și băieței este uneori total în greșit. Vacanțele de vară, de exemplu, atunci când este cald afară le oferă așa un moment în care să se simtă și adulți. Este total greșit, dar știu că fiind modă, fiind părinții vor să alinte copii să face chestia asta, există forme fără amoniac, există forme fără, se decolorează părul. Se poate aplica în sensul ca să se spală imediat și să se duce, ca să nu aibă substanțe de permanentă sau fixare a vopsea pe firul de păr, pentru că chiar este interzis și nu este ok. Adică problema este că pune copilul în pericolul, nu poate în momentul respectiv, în anii următori acest substanță provoacă un alergen la corp și în timpul respectiv ce se trece apare la 20 de ani cu probleme de respirație, probleme de piele, diverse forme de dermatită care nu știm de unde s-a apărut. Așadar, aveți grijă, ar trebui, nu știu, făcut un test înainte la medic? Sigur. Înainte să aplicăm orice fel de vopsea la nivelul fetei și scalpului? Da, sigur. Există, este foarte important dacă ne vedem că în perioada de timp sau ani ne apare diverse leziuni roșie pe piele sau suntem la orice presiune, ne apare niște dungi, ca să zic, într-un fel roșie sau cu inflamație, înseamnă că suntem predispus la alergie, avem un teren alergic. Și atunci trebuie să fim foarte atent la ce folosim sau cu ce vopsim. Dacă suntem cu chestia asta, ar fi foarte bine cu 48 de ore înainte de a vopsa un testare, o mică cantitate ca să fie pus pe piele și să fie, dacă îi apar eritem,